a fost emis ordinul de începere a lucrărilor la noua creșă din Lugoj. Finanțarea a fost obținută de administrația orașului prin PNRR, în urmă cu aproape 2 ani. Este administrată ca management al proiectului de către Compania Națională de Investiții. Licitația a fost câștigată de către un antreprenor din Timișoara, care a demarat procedurile de proiectare. Din cauza unor deficiențe ale solului, a trebuit refăcută proiectarea pentru fundații și asta a întârziat puțin demersul. Astăzi suntem în stadiul în care a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, iar firma este deja pe teren, lucrând la terasamente. Termenul final pentru realizarea ei este de 9 luni de la începerea lucrărilor. Este o creșă pentru 110 copii, foarte necesară Lugojului. Noi nu avem spații noi pentru copiii mici în oraș, toate au fost renovate, reparate cât s-a putut. Administrația Lugojului este într-un program amplu de modernizare a tuturor spațiilor destinate învățământului în municipiu.